Bună ziua, 4 octombrie 2020. Suntem la Eforan. Am ajuns acasă. Am fost cu prietenul meu, Virgil Manole, la prietenul nostru, Adelin, la Căpălnaș. Este într-o vizită la iepuraș și acum le dăm la iepurașii noștri de mâncare. Mai greu cu mână. Aici un masculaj din neamță. Trebuie să schimbe. Aici cele două surori. Îl avem pe neamță. Atenție, i-am dat și lui. Trebuie să schimbe. Acum anul ăsta, în aprilie, a făcut un an. Ini Hagebaumen. Urechi de 21, late, groase. Masculaj din linia mea. Am pus și lui. E frumos așa. Nu schimba. Femeluță din nemi. Uitați, tot împinge aici, nu-i place. E șmecheră. Tipul vine să lovească, să-mi dai cu mâna. În martie. Vedea cum se va face. Masculașul de la Stos Florin. Nepot din campion european. Tot mai facem aici așternut ca să nu facă bătători, să nu stea pe scândură. Pus și lui, mâncărică. Aici ce de frastă din neamță m-a scos și femeile. Aici avem o femelă din linia mea. Am mai femela asta de aici. Femelă foarte mare. Toți am și scos afară. Să vedeți. Schimba blan, nu pârlește, încă nu e gata.
culoam și la munte, la mai scolo de la Florin Stores. Uitați, un mascul foarte aprig. Sperăm că vom scoate pui din ea. Avem aici un masculaș din nemți, scos la mine, din tata 95 de puncte, de la campionul Germaniei, Denis Dragomir, iar mama, o femeie de 95,5 puncte, iar de la un crescător bun din Germania. Mama a avut 19,5 la blană, dar și blană a dat, ce poziție are masculul. Super. Revenim odată aici la foarte bine montează acest mascul de la Florin Stores. Aici jos avem iarăși trei femele din neamțul și nemțoaica, suror cu masculul de sus. Uitați ce pigmentație au, desen, blană. Am primit și lucernă, apă, mă primesc mâncărică bună. Aici avem o femeie din linia mea. Mă schimbă, năpârlește. Suntem aici la fân. Avem un masculaș din linia mea, cu neamțul tată. Că s-a dat oliu, s-au speriat porumbei, masculaș din neamțul și nemțoic, masculaș din neamia și cu neamțul, putem să se schimbe. Avem o femeie foarte bună de californian, m-am uitat și schimbat, ne părlește. Aici avem C4 din nemți. Trebuie să foc. Aici sus iar avem femeie bună, 4 puișori iarăși frumoși. Uitați, o femeie bună la mască. Uitați. Aici avem 7 frumoși. Uitați cum a rus acolo cu ușca prăpădită.
avem pe baba. A ieșit și frumușelul ei, negruțul. Uitați ce a dat. Asta roade tot. Îmi ține la ea. Punem doar așa. Decembrie va face 5, 4 ani. Sau 5 ani, nici mai știu exact. Nu, în ianuarie parcă. Da, în ianuarie. Aici avem masculasul ce l-am adus ieri. Uitați masculasul ce l-am adus de la Radu Tuștean. Lana foarte bună. Poziție super. Iar aici vă prezint un mascul din la mine scos, tatălui mascul de la Bronze Flori. Urechi foarte groase. Din ianuarie parcă-i, sau nu mai știu exact. Din februarie. Prezint o femelă din ianuarie iarăși. Aici v-am pus în stânga mascolul de la Ștoștean, iar în dreapta o femelă din la mine. O prezintă mare femelă nemțoaică cu cei 5 puișori. Uitați. Aici e iarăși o femelă cu 7 puișori frumoase. Femelă de Hicol. Hicol californian și o femelă de californian. Aici mascul și femelă neozelandez. Masculul ce v-am scos afară. Aici surorile lui femeia ce v-am scos afară. Astea trei femeluțe. Toate ce o să vă prezint iar mamă cu 3 californieni, cu strâns în țărc. Femeia de la Virgil Manole. Iar două femele de nevă. Doi pui de nevă. Mascul și femelă.
Am și o femelă cu 3 pui foarte buni. Aici are 2 femele. Hai, fulmion. Neamțu. Aici. Mascul din neamțu și cu baba. Are aici 2 surori de-a lui. Cam așa stă treaba. Aici mai avem o femelă de uriaș. M-am prezentat. Și am scos puii aia cu neamță din ea. Rexy. Taci, Rexy. Doresc o zi bună la toată lumea. La revedere.